Cum credeți că, tot ați amintit de aliații europeni ai Republicii Moldova, cum credeți că au văzut, au perceput aliații europeni ceea ce s-a scris despre Igor Dodon, președintele țării? Că ar fi Nu fost chiar un personal, pion da, al Rusiei. exact, acestea Acuzație erau extrem de gravă. acuzațiile. Nu am văzut, cel puțin eu personal, nu am văzut reacții la aceste dezvăluiri. Dar cum credeți că Probabil au că, perceput eu cred că dacă șeful lucrurile acestea statului? sunt adevărate, se și știau, sau cel puțin se bănuiau, pentru că nu cred că ne mai poate surprinde nimic la Igor Dodon. A demonstrat în acești 4 ani că este un vasal al Rusiei. Și a demonstrat că pentru el prioritate au dorințele Moscovei și nu dorințele cetățenilor. Am văzut tot circul care a fost cu împrumutul de 400 de milioane de dolari de la ruși, care până după aia a fost 300 de milioane, apoi a fost 200 de milioane și apoi a fost neconstituțional. Acum înțeleg că iarăși a fost la Moscova și iarăși avem cu promisiunea unui împrumut de 300 de milioane, care nu este un ajutor, ci este o înrobire a cetățenilor Republicii Moldova. Deci toate acțiunile pe care președintele Igor Dodon și guvernul condus de el, pentru că este clar că nu Ionchi cu conduce acest guvern, ci Igor Dodon, nu demonstrează nimic altceva decât că a fost și este un vasal al Rusiei.